Un nou record negativ s-a înregistrat miercuri în România în ceea ce privește numărul de infectări cu noul coronavirus. Miercuri au fost depistate 2158 de noi cazuri de pacienți cu noul coronavirus. Președintele Klaus Iohannis a arătat îngrijorat de numărul mare de îmbolnăviri și a cerut măsuri de urgență. Opinia aproape unanimă a specialiștilor este că în Europa un al doilea val al pandemiei este iminent. Deja, cele mai multe țări de pe continent înregistrează zilnic cifre mai mult decât îngrijorătoare. Nici la noi situația nu este bună. Din păcate, chiar astăzi am înregistrat un nou record negativ de infectări. Este imperativ să facem toate eforturile pentru a inversa acest trend ascendent și a menține epidemia sub control. De responsabilitatea fiecăruia dintre noi depind viața și sănătatea celorlalți. În mod evident, acest virus nu va dispărea prea curând și în aceste condiții, până când va fi disponibil vaccinul sau un tratament eficient, trebuie să găsim soluții care să ne permită să avem o societate și o economie funcționale. Premierul României a susținut în fața sediului MEAI că pentru persoanele care vor sta în România maximum 3 zile nu se va impune carantina, ci doar un test COVID negativ. În cazul persoanelor care stau mai mult de 3 zile, se va impune măsura carantinării timp de 14 zile. Este evidentă o tendință de creștere a numărului de cazuri. Din acest motiv, am solicitat comitetelor județene pentru situații de urgență o implicare mai serioasă în respectarea regulilor și nu în ultimul rând. Le-am solicitat să urmărească mai multe linii de acțiune. În școli să fie respectate toate măsurile de protecție școlară. Tot în școli, deciziile care se iau la nivelul Comitetului pentru Situații de Urgență să țină cont de reglementările guvernului, nu după bunul plac al unor directori de școli. Aceste zile nu se va impune obligația carantinării dacă vin cu un test COVID-19 negativ efectuat cu 48 de ore înainte de intrarea în țară. Dacă vor să stea mai mult de 3 zile, vor avea la dispoziție mai multe variante. Prima este carantina de 14 zile. În cazul în care doresc să nu stea în carantină 14 zile, în a cincea zi vor avea posibilitatea de efectuarea testului. Dacă este negativ, la momentul primirii rezultatului vor putea ieși din carantină, a susținut premierul Ludovic Orban. Până miercuri 30 septembrie, pe teritoriul României au fost confirmate 127.572 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, iar 102.000 de pacienți au fost declarați vindecați.